Mă adresez pe această cale spectatorilor fideli ai Teatrului Național din București. Mă adresez celor îndrăgostiți de teatrul nostru, de teatrul românesc în general, cu rugămintea de a lua în calcul ideea de a nu pretinde acum, imediat, rambursarea banilor pentru biletele care le-au cumpărat în avans, deoarece Teatrul Național se obligă să reprogrameze aceste spectacole atunci când vom avea posibilitatea să o facem și biletele rămân valabile. Ar fi un gest de solidaritate cu ceea ce se întâmplă astăzi în țară și în mod expres în sălile de spectacol. Teatrul Național trebuie să decaleze activitatea curentă pentru 45 de spectacole, pentru că noi am ajuns la performanța de a programa în avans cu aproape 2 luni spectacolele noastre, pentru ca oamenii să-și poată cumpăra bilete din timp. Este mult mai folositor pentru noi dacă ați accepta această, să spunem, convenție și gest de solidaritate, pentru că ne-ați ajuta imens de a putea, în mod firesc, să ne ducem mai departe activitatea. Este foarte complicat să dăm înapoi zi de zi încasările pentru aproape 1400-1500 de spectatori pe care îi aveam în fiecare zi. Vă dați seama ce teva dură. Și totuși, în afară de asta, gestul pe care vi-l cerem se petrece și în alte țări. Acolo s-a înțeles lucrul ăsta și facem și noi un apel spre înțelegerea dumneavoastră. Spectacolele vor fi văzute, biletele vor fi respectate, natura dumneavoastră, să spun, cetățenească va fi onorată, iar noi vom fi cei care vă vom mulțumi încă o dată cu o plecăciune până la pământ. Vă mulțumim!